Din anul 2030, învățământul din România devine obligatoriu de la grupa mică. Acum toți copiii trebuie să parcurgă obligatoriu grupa mijlocie și apoi clasele până la terminarea liceului. Se va renunța la note și vor fi doar calificative admis-respins la muzică, desen, educație fizică și sport. Schimbarea ar urma să fie pusă în practică din septembrie 2023. Noua lege aduce modificări extrem de importante pentru examenele naționale. Din 2024, media din clasele 5-8 nu va mai conta la admiterea la liceu. Tot atunci, elevii vor putea susține fie clasicul examen de evaluare națională, fie admiterea în colegii. Acestora din urmă li se va da posibilitatea să organizeze examen de admitere pe 90% din locurile de care dispun. Schimbări și în cazul examenului de bacalaureat, structura lui a fost radical modificată. Din 2027, examenul va fi format dintr-o probă scrisă cu cerințe de la toate materiile din trunchiul comun. Va exista de asemenea o probă de competențe digitale și vor mai fi încă două probe de competențe lingvistice în două limbi de circulație internațională. Mă adresez acelor elevi care vor începe în septembrie anul acesta clasa a șaptea. Ei vor avea o șansă în plus, aceea susținere unui examen de admitere într-un liceu. Aceste licee care vor demonstra, care au demonstrat și vor demonstra calitatea educației, vor avea dreptul să-și organizeze propriile examene de admitere în liceu. Admiterea la liceu va avea loc înainte de examenul de evaluare națională, anunță ministrul educației. Reprezentanții Consiliului Național al Elevilor susțin eliminarea ponderii de 20% medie din clasele 5-8 în calculul mediei de admitere la liceu, dar avertizează că admiterea în colegiile naționale are riscuri. Foarte important este să ne asigurăm că avem un minimum control al subiectelor, în sensul în care nu ne putem permite să avem colegii care elaborează subiecte neconforme, care nu ar evalua neapărat competențele de care avem nevoie și iarăși care ar putea fi puse sub semnul întrebării din punct de vedere al securității. Ori aici este nevoie să avem o analiză foarte clară, să ne asigurăm că profesorii care elaborează aceste subiecte sunt formați încât să poată elabora subiecte de admitere. În ceea ce privește examenul de bacalaureat, noile prevederi se vor aplica generației care va începe clasa noua în 2023. O singură probă scrisă care să verifice competențele de bază, indiferent de filieră, profil, specializare. Două probe de evaluare a competențelor lingvistice la două limbi de circulație internațională. Vor fi verificate de asemenea competențele de bază, echivalente nivelului B1. În ceea ce privește noua lege a învățământului universitar, printre prevederi apare durata doctoratului, care a fost crescută de la 3 la 4 ani. Universitățile vor fi responsabile în cazul titlurilor de doctor, iar mandatul unui rector va fi de 5 ani. Noile legi ale educației naționale urmează să fie puse în dezbatere publică pentru următoarele 35 de zile.